și zi și noapte când a fost nevoie pentru ca să finalizăm aceste lucrări. În încheiere, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care ne le-a dat, îl slăvim, în continuare stăm în mâna Lui și știm că izbânda este a noastră prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la aceasta de acum și până în veci de veci. În continuare dau cuvântul fratelui Achihai Virgil, președintele Uniunii. Am să citesc din cartea 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor grila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Îi mulțumim Domnului că suntem împreună astăzi aici și în numele Consiliului Național și al Uniunii mulțumesc Consiliului Profesoral pentru tot efortul de ani de zile, un dublu efort, așa cum spunea și fratele rector, un efort personal în a-și termina de obținut titlul de universitare și ne rugăm Domnului să-i binecuvânteze pe mai departe, să nu rămână doar la lector sau la conferința, să ajungă până la profesor și de asemenea dumneavoastră vouă ca și studenți pentru efortul pe care l-ați făcut. Domnul profesor, pentru toată dedicarea nu doar în a pregăti o nouă generație de creștini după Evanghelie, dar și în a păstra, dacă am citit și acest text, în a păstra o învățătură sănătoasă. Dragii mei, nu este simplu în lumea de astăzi, în toată această diversitate de curente teologice, să rămânem la Scriptură. Și ne rugăm Domnului să rămânem la Scriptură, ne rugăm Domnului ca domnii profesori și doamna profesor să rămână la Scriptură și întotdeauna să, împreună cu noi din Consiliul Național, să cercetăm cuvântul și să rămânem credincioși adevărului. Chiar dacă pentru acest adevăr s-ar putea să ne spună că avem învățături vechi, care nu mai sunt actuale. Biblia este actuală și mie îmi place să spun un lucru, pun și întrebarea asta, de ce Sfânta Scriptură este Cartea Cărților? Și în opinia mea este acea carte pentru că arată începutul omenirii și sfârșitul ei. Nici o carte nu vorbește despre așa ceva. Cum a început lumea și cum se va sfârși lumea. Și noi suntem chemați între aceste două perioade, între începutul și sfârșitul lumii, să trăim cum? Credincioși adevărului. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi și pe voi. Iar vouă, ca și studenți, vă doresc să fiți, în ciuda tuturor greutăților vieții prin care cu siguranță veți trece, problemelor de familie cu care vă veți confrunta în studiul Scripturii, pentru că trebuie să fim conștienți, un studiu aprofundat al Scripturii necesită mult timp și liniște. Să rămâneți credincioși adevărului, așa cum am spus la început, să vă faceți, să iubiți Scriptura și în același timp să fiți cu adevărat niște promotori ai învățământului de calitate în Biserica Creștină după Evanghelie. Este important să fie de calitate și important să fie sănătos. Și ne rugăm Domnului ca pe mai departe la Institutul Timoteus, ca și la frații noștri din Facultatea Baptistă și Pentecostală, pe mai departe să rămână cuvântul sănătos într-un învățământ de calitate și vă mulțumesc foarte mult și încă o dată Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea care s-a făcut, se face și se va face în continuare în Biserica Creștină Evanghelie, la Institutul Timoteus și la frații noștri în credință din Uniunea Baptistă și Uniunea Pentecostală. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Haideți să punem o cântare și vom... Așa, să obișnuiască cu ochelarii mei.